Salutare toată lumea și bine v-am găsit, fraților, la un nou episod. Astăzi vom avea în discuție, gen ca subiect pe videoclip, tot din grupurile de SAM din România, frate, pentru că deja nu mai suport să văd numai retardați, frate. Adică, bine, țara asta în principal e alcătuită din retardați și proști, adică prin asta ne redenumim noi, alții se redenumesc, uite, Germania, de exemplu, se redenumesc la OPU pe Hitler. Noi ne redenumim că avem proști în țară, în pula mea, nu știu, frate. Samorio, deci hai să vă explic care e faza. Nu știu ce se aude ceva prin fața blocului, îmi țin geamul deschis, ok, mă rog. Deci vreau să vă zic, frate, că văd numai proști pe grupuri de SAM, frate. Deci postează un om normal, frate. Da, postează unul, frate. Vând și eu contul ăsta, da? Nu e legal să vinzi un cont, dar își vinde, frate, și el contul. Și eu, dacă aș avea un cont și în acel cicl, îl vând în pula mea. Și vin toți SAM-piști în pula mea, distruși și retardații 11 ani pe banii lui mami în pula mea și zic, o, are Windows XP, băiatul, mă, ce dracu. Da, deci era un tip care avea Windows XP, n-am nimic, frate, cu el. Bă, nu tot să-și pe calculatoare bune, frate. Sau, dacă nu, uite, poate, dacă Windows XP mai adică era compatibil cu toate chestiile din ziua de azi, și eu aveam, frate, Windows XP, pentru că e cel mai optimizat pentru jocuri și pentru alea. Da, nu merg jocurile pe el astea noi pentru că nu suportă DirectX 10 și 11 și astea, nu le suportă Windows XP, suportă pe la DirectX 9. Da, frate, mi toți, mă, toți sampiști, bă, în pula mea, se laudă că au și PC-uri în pula mea la 10 milioane drecu de pe OLX în pula mea, le-au cumpărat părinții drecu cu, ia uite, mă, ce fac. Frate, l-am văzut pe unul, se tot lăuda că el are nu știu câte VPS-uri în SAM ca alea, frate. Știi? Și început, frate, ceartă pe acolo. Și după aia, nu știu cum au venit și eu zis unul, ia zi, mă, a, viară vine, mă, dita mai tractorul, ia, o zis ăla, ia vino, mă, frate, zi ce componente ai în pula mea. Și ăla o zis, gen, care, GTX 1080 de alea, știi, și după aia, peste vreo 2 ore, mă uit pe grup și vine tot aceeași persoană care o zis care GTX 1080 alea. O zis, fraților, îmi ziceți și mie niște setări bune la OBS, că nu merge bine când filmez. Am înțeles, frate. Deci ne lăudăm că avem GTX 1080, dar după aia peste 2 ore ceri setări în pula mea că nu-ți merge bine PC-ul. Dă-te, bă, în pis, da, mă, te deși, frate. Nu știu, frate, mi se pare o tâmpenie, bă, deci nu știu. Mulți care se laudă, mă, pe banii lui mami și lui tati, serios. Chiar mi se pare o tâmpenie chestia asta, frate. Oamenii care ar trebui închiși. Închiși și când nu mai e loc de... Bă, dar, bă, coaie. Deci dați-vă, bă, în pula mea cu tractoarele voastre, bă, du-te, bă, coaie de aici, frate, că până acum, frate, nu a trecut nicio mașină, nimic, ca când dau și eu F9 să filmez, trec tractoare în fața blocului. Deci, da, fraților, cam asta am vrut să vă zic, așa, legat de subiectul ăsta, nu mai sampiști în pula mea, retardați, care n-au și, frate, ce face și își bat joc de oameni, frate. Sau mai era și ăla, era un om de vreo 30 de ani și o posta pe SAM România că vinde mașină, știi? Și vin toți sampiști în comentarii, e X2 Hayden, are mulți kilometri, are multe zile. Bă, coai, dă-te, bă, în pula mea, frate. Nu știu, frate, bă, taie de joc, adică gândește-te la omul ăla. Omul e serios, adică vrea să-și vândă și el mașina, vrea să scoate ceva bani. Și vede, frate, de la copii de 11 ani, comentarii, în pula mea, e X2, are mulți, bine, mulți kilometri, se poate să zicem că o întreba dacă are kilometri, are multe zile și le frate, du-te, bă, în puie mie, frate, du-te, bă, pe SAM, în pula mea și stai acolo, închide-te în cameră și joacă de SAM. Nu ies eu prea mult pe afară, dar nu sunt chiar așa, frate, nu sunt chiar așa disperat în pula mea și trist, știi? Nu știu, doar v-am zis. Asta e părerea mea despre retardația din grupuri. Bă, eu dacă aș fi să pot să scap de ăștia, frate, cred că dacă ar fi să scăpăm de toți proștii de pe planeta, mai rămâne niciun miliard, n-ar mai fi în pula mea pe planeta asta cu aia. Dacă ar fi să scăpăm de toți proștii, știi? Pur și simplu, e... Na. Puii mei, frate. Unii nu merită să trăiască. Că noi mai puțin și suferim de suprapopulație, adică bine, și acum cred că deja suntem prea mulți pe planetă și... Oamenii că ăștia încă trăiesc în pula mea, să mor eu, frate. Deci nu, bă, chiar nu, frate, nu știu. Și fetele de 11 ani în pula mea, că am văzut pe estetic în pula mea, pe grupul ăla, nu știu cine mă s-a mă băga sau ce... Cine mă băga, frate, ci că dau note cu iubii și era o curvă de 11 ani în pula mea cu iubitosul de 13 ani drept cu iubitosul în ghilimele în pula mea că se joacă cu păpușile, ce fac frate acasă, mă? Dați-vă în pula mea de jeguri de coordinare, deci oameni că ăștia trebuie omorâți și părinții să le taie gâtul. Dar nu ca în seria cum le taie gâtul la aia, știi cum? Nu mai zic nimic, frate, că după aia mă faceți drept cu ateu, să-mi ziceți că sunt necredincios în pula mea, că eu dacă ar fi să pot să scap de toate chestiile astea,
Nu știu, frate, nu știu, eu câteodată îmi vine să zic, bă, mai, dar merită să trăiesc când văd chestii de-astea, deci când văd experimente de-astea în pula mea. Deci chiar nu știu, frate, nu știu, mi se pare o tâmpenie. Ne-a iubit la 12 ani, auzi, mă, în pula mea, ce faci, mă, cu el, frate, te joci cu băpușile, ce faci cu el, drecu? Mai bine, deci nu știu, mai bine că zic că se ia ăștia de la TV și alea de generația, tabletă și alea, bă, mai bine să lași copilul pe tabletă decât să ajungă așa retardat în pula mea, știi? Mai bine să lași, sau nu neapărat pe tabletă, îl lași, frate, în pula mea să joace Samp. Mai bine ajunge Samp decât pe retardat ăsta, frate, nu știu, asta e părerea mea, ajungem din ce în ce mai proști. Unii, da, au avut parte de... Na, poeme. Unii cât de cât au avut parte de... Au avut parte de, nu știu, pula mea, nici găsesc cuvinte acum. Au avut parte de educație în pula mea. Că educația nu înseamnă doar carte. Înseamnă și să ai cât de cât să te ducă capul. Na, poeme, asta zic, frate. Mă, mai retardați. Deja mă satur în puii mei, vine să... Și pe Samp în puii mei, vine unul, se bagă... Ia uite mă, nu! Nu! Mama, 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 mami, mami, nu! Nu, 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 nu te du la apă, nu te du! Mamă, nu cred că scap! Uai, ce era să mă duc! Uai, nu, 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 nu! Ok, uai, ce era să mă duc! Și pe Samp, frate, acum câteva zile știu că... Am vrut să intru într-un clan, nu, n-am intrat până la urmă. Știu că am vrut, frate, să intru și eu într-un clan, știi? Și... Mă certam cu unul, că mai ai... Mai era încă un loc, știi? Și mă certam cu unul. Frate, tot era liderul acolo și nu știa că la care să ne dea invite, știi? Și zice ăla, lasă frate că stai sărac, eu am două infernusuri mave și alea. Bă, aia m-am luat la ceartă cu el, am zis, dar ce pui mei mă, tu ești mecher în joc, te lauzi, unii se laudă că au iPhone, tu te lauzi că ai infernus pe Samp în pula mea. Unii se laudă că au gadget, că tu te lauzi că ai infernus pe Samp în pula mea, știi? Și m-am certat cu el, drecu, dar gândește, tu să te cerți cu unul, da? Și să vii la el să-i zici, muje, am infernus, tu ești slab. Știi, nu știu, mi se pare tâmpenie, frate, te lauzi că ai chestii pe joc, știi? Pui mei, frate, nu știu. Zic și eu așa, drec. Salut, frate, ce faci? Ok. Dar nu știu, mi se pare tâmpenie, mulți proști pe lumea asta, hai să fac și aici un video care să mai povestim. Am și... Hateri proști, să zic, nu merită să mă bag pentru că, adică nu merită să mai zic, să mă cobor la mintea lor pentru că, na, nu merită pur și simplu, pentru că, și, adică, ce, vorba lui Răzvan, frate, o vorbă de aur, prost, ăsta, proștii mor, prostia nu moare, deci, întotdeauna vor fi proști, voi, cei care sunteți normali, trebuie să continuați să fiți normali și să nu băgați prostia în seamă, știu că-s mulți proști. Și acum știu că majoritatea se gândesc, frate, prostia la, uite de exemplu cum se înjură aia, mamă mi-a dat țeapă cu infernus, mamă ce prostii, nu. Prostia nu se face neapărat prin, bine, se face prin fapte, se vede că ești prost după ce faci, dar uite de exemplu dacă unul îi se par, da? Aia nu înseamnă că tu ești mai deștept decât el și el e prost, știi? Omul poate să fie om normal, frate, numai că vede că ai fost tu prost și a avut ocazia să ia o chestie pe gratis, a luat-o. Credeți-mă, oricine, deci oricine, oricât de legit ai fi tu, dacă un tip, dacă cineva ar veni la tine și ți-ar zice, frate, hai să facem un trade, dar dai-o primul. Tu trebuie să-mi dai 500 de lei și o să dau un cont de Samp cu admin 6 pe Bugged, de exemplu, da? Logic că-i dai țeapă în pula mea dacă n-ai banii. Tot accepti în puii mei și, serios acum, bă, oricine ar face asta, oricine ar fi, mă, tot ar face asta, mă. Oricine ar fi în pula mea, dă-ți-vă drecu. Aia care zic că nu oricum ar face, deci nu trebuie să-i băgați în seamă. Tot, dar acum să ai și ocazia, eu nu, oricine ar face, mă. Bine, eu sunt un om destul de încredere, adică nu e genul ăla că îmi dai un cont și eu ți-l fur, știi? Nu e genul pentru că nu-s de ăla, dar dacă ar fi unul să zică, da nici mă, deja așa, dar dacă aș ști că aș avea ceva de câștigat, dar de exemplu, adică trebuie să ai ceva de câștigat dacă dai o țeapă, dar... Eu dacă dau o țeapă și după aia nu se mai uită nici dracul la mine pe YouTube și am doar hate care mai e rostul, știi? Nu câștig nimica din țeapa aia, știi? Asta zi, frate. Nu ești prost neapărat că